Școala de dans Bucharest City Ballet, fondată și coordonată de balerina Roxana Dinu, a sărbătorit 10 ani de la înființare. Opera Națională București a găzduit gala aniversar în cadrul căreia au evoluat atât elevii școlii, cât și invitații speciali, nume de referință în dansul clasic, steaua baletului internațional Iana Salenko și artiștii Operei Naționale București, Rin Ocuno, Robert Ienache și Răzvan Cacoveanu. Înființată în urmă cu un deceniu de balerina Roxana Dinu, școala Bucharest City Ballet reprezintă un proiect care urmărește respectarea standardelor înalte în materie de educație artistică prin dans. Cu o ofertă de cursuri variată, adresată în egală măsură copiilor, dar și adulților, echipa de maestri ai școlii coordonează atât programe introductive de balet pentru cele mai mici vârste, cât și antrenamente intensive pentru cei care își doresc să facă o carieră în arta dansului. Programul galei aniversare de la Opera Națională București, prezentată de Anca Țurcașiu, a inclus în prima parte baletul Albă ca zăpada de Cornel Trăilescu, în interpretarea elevilor școlii, coreografia fiind semnată de profesorii de la Bucharest City Ballet, iar cea a soliștilor adaptată după Francis Valcai. În rolurile principale au evoluat artiștii Operei Naționale din București, Rino Cuno, prim solistă, și Răzvan Cacoveanu, demisolist, precum și balerina Sara Mocanu. Partea a doua a inclus variații din baletele clasice și momente de dans contemporan. În finalul galei, steaua baletului internațional, Iana Salenko, prim solistă la Staatsballet din Berlin, și Robert Ienache, prim solist la Opera Națională București, au dansat Grand Pas de Deux din baletul Lacul Lebedelor de Piotr Iliș Tchaikovsky. Balerina Roxana Dinu, fondatoarea și directoarea școlii Bucharest City Ballet, este prezentă în Jurnalul Cultural ca să ne spună mai multe despre minunata poveste pe care o trăiește de peste 10 ani alături de echipa sa și de copiii pe care îi îndrumă în tainele dansului clasic. Bună seara, bine ai venit! Bună seara! De ce ai fondat această școală și ce obiective ți-ai propus acum 10 ani când ai fondat-o? Am fondat această școală din dorința de a-mi împărtăși experiența cu copii și noile generații de dansatori. Iar obiectivele cred că ușor-ușor le ating, pentru că avem rezultate foarte bune, plus că participăm la competiții internaționale, naționale și organizăm și spectacole foarte frumoase. Și s-a întâmplat ca în decursul celor 10 ani de când există școala să ai absolvenți care chiar să meargă pe acest drum și da, care să se specializeze? Mă gândesc tot la obiective. Da. Chiar în acest moment avem elevi care urmează baletul de performanță. Așa. Și sunt și elevi ai liceului de coreografie, dar în paralel se pregătesc alături de profesorii școlii Bucharest City Ballet. Ce anume vă deosebește pe voi de alte școli de profil, atât de cele de stat, cât și cele particulare? În primul rând ne deosebește echipa de profesori. Adică? Avem profesori experimentați, cu studii în domeniu, cu o vastă experiență de scenă, coregrafi. Avem coregrafa Crista Sandu, care este coregraf de dans contemporan și profesor al școlii. O avem pe doamna Florica Stănescu, fostă primă balerina Operei Naționale din București, și pe Laura Alexandru, care este și ea în echipa noastră, profesor de balet. Din câte înțeleg eu, elevii voștri nu sunt doar copii, ci și adulți. Ce cursuri sunt pentru adulți? Avem cursuri de balet pentru toate vârstele. Așa. De la 3 la cât se poate. Pot să urmez cursurile de balet la orice vârstă, nu doar pentru performanță, ci și pentru a te întreține, pentru a avea o postură frumoasă, pentru a-ți lucra musculatura, mobilitatea. Și aveți cursanți? Da. Adulți? Avem și cursanți foarte adulți. Foarte interesant. Da. Cine sunt acești profesori? Deci, mi-ai spus, de exemplu, Laura Alexandru, cum ai ales-o? Laura Alexandru mi-a fost colegă de clasă, am fost împreună la liceul de coreografie
și am păstrat această relație încă din liceu și de prietenie, dar și profesională. Și pe ceilalți profesori? Doamna Florica Stănescu mi-a fost profesor în liceu. Exact. Da. Și acum a ales să colaborăm frumos ca să creștem o nouă generație de copii. Sunteți deci la al 10-lea an de existență. Da. Câți elevi au trecut până acum prin școala voastră? Nu cred că am ținut. Nu am ținut o numărătoare, să spun așa, dar cred că ordinul miilor, pentru că nu neapărat toți au rămas să continue, ci au venit, au încercat, unora le-a plăcut, altora nu le-a plăcut, poate nu se potriveau pe stilul dansului clasic, au ales alte ramuri ale dansului, dar ordinul sutelor miilor, destul de mulți. Dar care sunt criteriile de selecție în momentul în care un copil vine și vrea să se înscrie? Noi avem două categorii de cursuri. Avem cursurile recreative și cursurile de performanță. Aha. Pentru cursurile recreative se poate înscrie orice copil începând cu vârsta de 3 ani, dar la cursurile de performanță, într-adevăr, se face o selecție. Uh-huh. Și anume, trebuie să aibă un corp adecvat, trebuie să aibă mobilitate, partea tehnică trebuie lucrată mai mult și trebuie să ținem cont de anumite calități ale copilului pentru performanță. Da, da, da. Bun, când discutăm despre partea performativă, avem niște rezultate deosebite cu care ne mândrim? Bineînțeles. Chiar mă mândresc cu rezultatele pe care elevii noștri le au. Chiar de curând au participat la concursul mondial Youth America Grand Prix, partea de semifinală de la Verona și de la Barcelona, de unde s-au întors cu burse de studiu la unele din cele mai renumite școli de balet din Europa și din Statele Unite ale Americii. Chiar acum, săptămâna trecută, două elevi au fost prezente la John Cranko Ballet School la Stuttgart, unde au urmat un curs de specializare, un summer school timp de o săptămână, bursă primită în urma participării la competiția Youth America Grand Prix. Astea, da, astea sunt rezultate și cred că astea sunt dintre rezultatele care vă bucură pe voi ca organizatori, ca fondatori și ca profesori. Bineînțeles, pentru asta muncim. Mai avem un minut, aș vrea să știu obiective pe termen scurt, mediu lung. Îmi doresc să creștem din ce în ce mai mult și să oferim scenelor lumii dansatori buni. Pentru că talente sunt. Talente sunt, da, și pentru asta lucrăm. Să-i ducem pe cele mai mari scene ale lumii. Mulțumesc, Roxana Dinu, felicitări și mult succes pe mai departe. Mulțumim și noi.